Fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski, regretă că nemulțumirea este leitmotiv în țară, iar din această cauză, după alegerile parlamentare, din nou am putea ajunge într-o situație dificilă, deoarece va fi imposibilă crearea unei majorități parlamentare, transmite IPN cu referire la o emisiune la care a participat Lucinski. Potrivit sursei, problemele importante ale statului de multe ori sunt rezolvate nu în birourile de lucru, ci undeva la dineuri. Așa funcționează clanurile. Lucinski pledează pentru o politică echilibrată și consideră integrarea europeană un factor pozitiv.